acesta. Grabnic, ca grabnic, zice Domnul, dregeți-vă altarele în cort, șamanagadios tabrighe dovertias, și aduceți jertfă dimineața, la mea și seara, zice Domnul. Ricno manadios tamanagobe de veltias, că da, emenagadios te briget este pregătită o furtună mare, care managadios te briget va brăzda întreaga lume, zice Domnul, și păstă casa pe care nu va fi pusă protecția cerului, o va dărâma, zice Domnul. Ricna dios tamanagobia și nu va putea sta nimeni în picioare împotriva furtunii, care s-a pregătit cu ușurile închise, managadios te briget fără știința omului. Ricna dios tamanagobia, pentru că da, sunt vremurile din urmă și nu înțeleg oamenii. Rigado veltia șamanagobia și vorbesc într-o parte și vorbesc în alta. Și parcă n-aș vorbi, canadios te brighedo veltia, omul-i pornit spre aduna, spre a face. Menagadios ta brighedo veltia și vremea devenirea mea este aproape, zice Domnul. Foarte aproape, managadios ta brighedo velto șamanagat. Menia di feltias. Voi face o cercetare înainte de a veni furtuna, zice Domnul. Și voi intra în fiecare casă și voi cerceta prin solii mei dacă da altarele există. Voi pune un steag de biruință, zice Domnul, în fiecare cort. Și când furtuna va începe, ca și menagadius tibriget, ca nașterea menagadius tibriget durerii femeii, zebrut navaldios dintr-o dată, steagul pus de cer, menagadius tibriget, va fi un semn peste care furtuna nu va intra, zice Domnul. Va rămâne pacea, liniștea și dragostea mea de Dumnezeu, managadios de mine. Da, în vreme ca aceia, cei ce n-au altare, emenagadios de mine, vor fugi în stânga și în dreapta și vor încerca să-și facă managadios de mine steaguri asemănătoare, să le pune și să le așeze, dar furtuna emenagadius tibighet va trece peste coș și va dărâma totul. Erira managadius tabrighet oveltias, de aceea astăzi vorbesc din înălțime pentru voi, caria di veltias. Ecnomenadius tibighet, dregeți altarele! Brigadia stamanagobia di veltias! Și nu luați ca un lucru de apucat, managadios te briget cuvintele coborâte din sus. Ricomenadios ta managadios te briget, căci omul managadios te briget o versias fără mine, e managadios te briget n-are nicio protecție împotriva acestui val, zice Domnul. Și managadios ta brui de veltias, de aceea vorbesc în seara aceasta, pentru că am milă și dragoste pentru voi și corturile voastre. Ecnomen adios tabrighe doveltias, vreau să vă protejez, zice Domnul, și Duhul meu tabrighe doveltias să aibă întâietate în casele voastre. Ericomet șamanagadios ebrighe, dacă veți asculta, veți fi ferit, zice Domnul, și protecția mea va rămâne în corturile voastre, zice Domnul. Amin.